Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu, pe oriunde ați fi sau de oriunde ați venit. M-am gândit să fac un filmuleț scurt cu produse pe care le-am în baie, în acest lighean. În ligheanul ăsta pun toate produsele de pe marginea căzii când fac curățenie. Și acum ceva timp, nu știu, mă enervasem că aveam prea multe și am lăsat totul în lighean și am început să iau din lighean doar ce știam că îmi trebuie la momentul respectiv, adică mă urcam pe cadă și luam șamponul și gelul de duș și tot așa. Și astea sunt cele care au rămas, s-au adunat în ultimele luni, cred că aproape în ultimul an. Și am zis, hai să vă arăt ce am, ce folosesc, ce nu folosesc, de ce au rămas aici. În primul rând avem această rățușcă pe care o folosește doar Nori când este în cadă. După care avem acest faimos șampon pentru păr de la Yves Rocher, acela concentrat. Acesta îmi place, l-am folosit de câteva ori, dar îmi place mult mai mult să-l folosesc când sunt plecată, dar în același timp, în ultima vreme, părul meu are neapărat nevoie de multe produse de hidratare, de tratarea părului uscat, vopsit și acesta nu mă satisface pe acel departament. Deci, cel mai mult pentru călătorii, dar nici atunci tot timpul. Deci, în concluzie, nu știu ce o să fac cu el, dar e bine de știut că există și acesta, dacă vă interesează. Îmi cer scuze că m-am bâlbâit atâta, nu știu de ce astea bâlbâie la o explicație pentru șampon. Urmează acest balsam de corp de la Lush pe care mi l-am cumpărat. Stați un pic că place atât de mult cum miroase. Mi l-am cumpărat din Italia când am fost în martie, aprilie, ceva de genul. Mi-am luat bidonul mare, am dat 50 de euro pe el. Dar știți cum e, când este în euro, parcă pare mai puțin. În niciun caz nu mi-am imaginat că am dat 250 de lei pe această cutie, sau aproape 250. Adică dacă era la noi, nu n-ar fi dat atâția bani. Asta îmi place foarte mult, dar fiind vară, nu se potrivește atât de mult sezonului cald. Acum că vine sezonul rece, o să-l scot din arhivă și o să-l pun iar pe marginea căzii. Mai departe, aceste șampoane, wow, acest balsam și acest șampon, sunt ok, mi-au plăcut la momentul respectiv, dar le-am primit anul trecut în decembrie, deci cât timp de la deschidere? 12 luni, da, deci în curând nu o să mai pot să le folosesc absolut deloc. Ideea este că eu v-am zis, am început să simt nevoia de niște șampoane și niște produse mult mai hidratante pentru părul meu. Și de aceea am renunțat la acestea și le-am pus deoparte. Nici soțul meu nu a putut să le folosească. Mama, i-au plăcut ei foarte mult. Uite, chiar acum mă gândesc de ce nu le-am dat ei. Lui Dorin, la fel, nu i-au plăcut pentru că are o problemă cu un fel de mătreață din aceea nisipoasă de nu scapă de ea. Și de aceea am luat acest șampon, care i-a făcut foarte bine, de la Artemis. I-a plăcut foarte mult, dar asta vară. Acum că a venit frigul, nu știu de ce, dar dintr-o dată nu mai are absolut niciun efect și are nevoie de ceva și mai hidratant. Și pentru că vorbim de hidratare, i-am cumpărat, mi se pare că acesta l-am primit la un eveniment acum mult timp, anul trecut undeva în vară, și am zis, mamă, o să fie perfecte pentru el. Le-am folosit și eu nu pot să le folosesc pentru că îmi îngrașă părul foarte, foarte tare. Tocmai pentru că sunt hidratante, aceeași chestie mi s-a întâmplat și cu șamponul hidratant de la Head & Shoulders, la fel, mi-a îngrășat părul îngrozitor de tare. Și masca am crezut că poate o să aibă efect la mine asupra părului, dar la fel, deci nu a făcut față și la el nu știu exact de ce, nu, nici asta nu a avut efect, nu i-a hidratat deloc scalpul și nu. Deci, în concluzia asta, în curând o să trebuiască să fie aruncate. Mai departe, acesta l-am cumpărat pentru mine, la momentul respectiv când aveam, nu mai știu, cred că undeva la începutul primăverii, tot aveam probleme cu părul gras și mi l-am cumpărat pe acesta. A fost ok, dar după aia mi s-a părut că am scăpat de părul gras și, cum v-am mai zis de încă vreo 20.000 de ori în acest filmuleț, am simțit nevoia de altceva pentru părul meu și de aceea mi-am cumpărat acestea și mai aveam și masca, dar am avut și masca, dar i-am făcut-o cadou unei prietene pentru că am zis că trebuie să încerce și ea, pentru că masca mi-a plăcut extraordinar de mult. Și, de fapt, și acest set mi-a plăcut. De fapt, acesta a ajuns aici doar pentru că sunt goale și de obicei le reciclez și n-am apucat să le duc la reciclat. Dar acestea mi-a plăcut foarte mult. Acesta este un pre-șampon, șampon și masca. Folosind acest pre-șampon, care este alcătuit dintr-o chestie, nu știu dacă mai e, cred că mai e puțin. Mi-a plăcut și mirosul.
Acesta mi-a plăcut cum miroase. Este o chestie aurie, cu niște sclipici auriu prin ea, absolut inutil. În fine, folosind această chestie înainte, foloseam doar o dată șamponul, pentru că efectiv nu mai simțeam nevoia să folosesc mai mult șampon. Deci m-au ținut cam vreo 3 luni setul, cu mască, cu tot. Dar în fine, mi-a plăcut, dar momentan vreau să mai încerc și alte chestii și de aceea nu o să mai cumpăr prea curând pe acesta. Ce mai avem? Am avut asta. Am primit-o, când a fost chestia la Mega Image acum ceva timp, nu mi-a plăcut deloc scrubul ăsta. Nu știu, mirosea și ciudat, câteodată mirosea bine, acum parcă miroase bine, dar câteodată nu mirosea bine, la un dat mi se și întărise foarte tare, nu știu. Am și trecut eu printr-o perioadă în care nu mai foloseam scrub-uri, nu știu exact de ce. E ok, este Sugar Body Scrub, ceea ce îmi plac mai mult acesta din zahăr sau sare, pentru că se topește și se duce în comparație cu cele din cafea sau mălai sau alte chestii care, nu știu, sunt ok, adică lasă pielea super mișto, dar efectul asupra țevilor mi se pare mult prea mare, adică sigur înfundă țevile în combinație cu părul, cu, nu știu, încă am o problemă cu acelea. Ok, deci acesta săracul trebuie să-l arunc. După care, acest produs de la minus 417, un facial micro luffa foaming gel. Ar trebui să fie un fel de scrub sau cel puțin asta ne-am imaginat noi, nu știu, micro luffa foaming gel. Nu mi s-a părut că face mare lucru și are niște chestii aici, dar nu știu, efectiv pentru, nu știu, pentru noi care avem tenul gras și eu și Dorin. Dorina are porii foarte mari, deci și are și, în fine, insistă să nu-și trateze tenul cum trebuie și are tot timpul, se văd tot felul de chestii în pori, bine să-i dau eu așa cu un burete de sârmă. Da, deci acesta n-a făcut mare lucru pentru mine, de aceea asta și rămas aici de foarte, foarte mult timp. Și apropo de scrub-uri care nu-mi plac și care mi se pare că nu sunt chiar atât de ok, și acesta este contains natural scrubbing grains. Da. Oh, este un scrub de la Savon cu cu miros de iasomie și îmi place absolut. Este demențial. Eu iubesc iasomia, dar nu știu dacă nu cumva. Mi-aduc aminte că parcă mi-au zis fetele de la Savon că nu înțelegeam exact cu ce este. Natural scrubbing grains. Da. Adică este, mi se pare că orez făcut granule mici, mici, mici. Pe lângă faptul că nu mi s-a părut, mi s-a părut că alunecă mult prea, nu știu, nu rămâne pe piele și alunecă scrubul ăla, de nu, efectiv nu face o treabă bună absolut deloc. Adică nu simte efectul de scrubbing, ca să zic așa. Iar mă deranjează faptul că este cu orez care nu se topește, deci rămâne în țevi, acolo, la cotituri. Da, e cu niște păr. Un săpun scrub. L-am primit într-o cutie de la Lucru Fantastic. N-are niciun miros, dar este săpun. Și mie nu prea-mi plac săpunurile, pentru că au un pH foarte mare și dezechilibrează pielea. Pielea are pH-ul 5,5, ăsta, săpunurile au vreun 10, ceva de genul. Deci, nu știu ce să zic. L-am încercat de câteva ori, dar. Asta este un șampon pe care mi l-am cumpărat când am fost în Italia. Travel size, n-am auzit niciodată de el. L-am cumpărat pentru că ce aveam eu la momentul respectiv nu funcționa. Efectiv, aerul de acolo, foarte, nu știu, umezeală. Deci, când am ajuns acolo, la fel mi s-a îngreșat foarte, foarte tare părul. Am avut probleme cu părul, cu pielea, cu absolut orice. Pielea foarte, foarte uscată. Deci a fost îngrozitor. Trebuia să mă spăl din două în două zile și am să schimb șampon. Nu mai știu ce aveam eu atunci la mine, dar oricum, n-a avut nici efect. Nu știu de ce l-am cumpărat. Mai departe. Aceste spumante de baie pentru norișor. Miros amândouă superb, acesta este preferatul meu oricum. Dar pe cât de mare a fost nebunia când a apucat-o cu spuma în cadă, pe atât de repede i-a trecut. Adică acum am făcut stocuri și acum degeaba, că nu mai vrea să folosească, nu mai vrea să facă baie cu spumă. După care, avem acest Christoph Robin Cleansing Volume Paste. Mi se pare foarte interesant. Este cu, nu știu ce, un fel de sare sau nu știu ce naiba are, oricum, ceva cu efect de scrub.
Este interesant, dar nu știu, pur și simplu nu prea am ajuns să-l folosesc. Și ar trebui să încep, că am auzit foarte multe lucruri bune despre produsele la Christoph Robin. Deci rămâne să-l folosesc. Și acesta, și ăsta este gol și pe ăsta trebuie să-l arunc. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, surprinzător. Nu mă așteptam ca un gel de duș de la Le Petit Marseillais să fie atât de hidratant. Adică, efectiv, nu simțeam nevoia de creme după ce-l foloseam. Într-adevăr, era vară, acum iară nu știu cum ar fi. Dar oricum, cu siguranță o să mai cumpăr de la ei. Ăsta este intens, deci cu ce este? Cu shea butter și almond. Oh, iubesc almondul. Adică migdale, tot ce e cu miros de migdale îmi place. Deci a fost super acesta, am fost foarte încântată de el. Și cam atât, astea sunt produsele din ianul meu din baie. Și sper că v-a plăcut și, nu știu, lăsați-mi comentarii și spuneți-mi ce se regăsește în ligheanul vostru. Și de asemenea, nu uitați că mă găsiți pe Instagram, pe Facebook și pe blog, bineînțeles, și pe YouTube, de asemenea. Vă pup, sunt larisaleon.com. Seară bună sau o zi plăcută sau noapte bună, cum era, noapte bună, vise plăcute și puricii să vă sărute. Așa vă dați seama că o mamă, că o persoană este mamă, că știe fraza asta. Vă pup, pa!